Activ în comunitatea mea, podcast realizat de Asociația GoHead în cadrul proiectului Dezvoltarea inteligenței digitale pentru o cetățenie activă. Cătălin Dinu lucrează de la 16 ani în industriile creative din România. În ultimii opt ani, Cătălin a ajutat organizațiile să comunice mai bine și mai eficient, lucrând cu cauze precum Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite, Teach for Romania, Greenpeace, Fundația pentru Dezvoltare a Societății Civile sau Fundația Regală Margareta a României. În prezent, Cătălin este director executiv la Niciodată Singur, Prietenii Vârstnicilor, cofondator al Agenției de Comunicare pentru ONG-uri To Do Good, și președinte al Centrului de Resurse în Comunicare, inițiatorul Create Athe în România și al proiectului Școala pe Net. Bună, Cătălin, mulțumim mult că ai acceptat invitația noastră. Bună și ca mulțumesc un, de invitație. Ca un activist în zona aceasta de ONG, o să intrăm direct în subiectul discuției noastre de astăzi și o să te întreb... Ce servicii digitale folosesc mai des persoanele în vârstă, persoanele care sunt beneficiarii organizației pentru care lucrezi? Din toate proiectele de digitalizare pe care le-am făcut și am început asta în 2020, iată s-au făcut trei ani, nu cred că avem o paletă atât de mare de de locuri în care oamenii pot pot interacționa sau își pot plăti facturi sau pot găsi informația la punct. Ceea ce am reușit să facem până acum și ritmul în care, în care am ajuns să facem asta cu vârstnici a fost să, să ajungem ca ei să descopere care sunt platformele de comunicare, ca să le spunem așa, aplicații de comunicare, gen, nu știu, WhatsApp, Facebook și așa mai departe. Căutări pe internet, uite, asta e, e o chestie bună, au început deja nu știu, să caute care e cel mai apropiat medic sau la ce spital pot merge sau la ce instituția statului pot găsi rezolvare pentru o anumită problemă. Lucrurile astea deja le fac. Încă mai avem de, de parcurs niște lecții până când să ajungă, nu știu, să-și poată plăti taxele pe ghișeul.ro, de exemplu, sau să uh, își facă o programare la medic sau să Găsească programul trenurilor pentru plecat în vacanță, dar perspectiva e bună până la urmă. Uite, de acum câteva zile am bucurat o doamnă care în sfârșit a găsit platforma unde să-și cumpere bilete pentru spectacolele favorite. Sau o doamnă ne-a povestit cum a găsit o excursie undeva în țară pe, pe un site și. Mai departe a sunat, bineînțeles, și... <laughs> și confirmat. Unor și noi o facem asta, să, exact, în să sunând. confirmăm să <laughs> confirmăm. Uh, încă suntem la, la stadiul de cererile online să depun pun la ghișeul 2 și în ceea ce privește tehnologizarea vârstnicului, uh, dar uh, mă bucur că aceste servicii există. Mă bucur că uh, vârstnicii le-ar putea accesa, teoretic. Trebuie doar să-i să pregătim pe ei, ca generație, să știe cum să fac acest lucru și să aibă încredere că până la urmă pentru vârstnici e mai sănătos să scoți banii de pe card, să te duci la ghișeu, să-ți dea chitanță și să plătești decât să pui datele de card și impozitul s-a plătit fără ca tu să vezi banii ăia cum se mișcă de la tine la, la, stat. Mai trebuie să, să învățăm pe, pe partea asta. Cât de multă încredere au ei să utilizeze aceste servicii? Cum stau la capitolul încredere? există două variante de vârstnici și le avem pe ambele există acei vârstnici care nu-și dau seama de pericole care spun, hey, dar un număr de pe un card ce poate să-mi facă Cum? Și, și au încredere și uh, le-am vorbit de, de multe ori despre tot ce înseamnă acest phishing acest, uh, aceste mail-uri care vin de la bancă dar de fapt au literă schimbată și tu nu-ți dai seama și începi să spui pui cardul acolo și, și nu funcționează și pățești uh să te trezești cu cardul gol. Sau există o categorie de vârstnici, într-adevăr e mai mică, care sunt super atenți la orice. Sunt la modul, nu o să-mi dau buletinul pe internet, sau eu nu o să spun pe internet cum mă cheamă, sau pe contul meu de Facebook nu trebuie să fie numele meu, o să-mi găsesc un pseudonim cu care să-mi să fac contul de Facebook, care au puțin mai multă grijă decât ar trebui, dar Ambele variante vin din faptul că ei nu înțeleg cu adevărat tehnologia, nu înțeleg care sunt pericole, nu înțeleg care sunt limitele și, ca să revin la prima întrebare, nu înțeleg cum poți folosi tehnologia ca să ai o viață mai liniștită, mai bună, să economisești timp, să economisești drumuri prin oraș și așa mai departe. Dacă ne referim acum la județul Prahova, din ce știi tu, care ar fi diferențele... Și știm că există niște diferențe, dar cum, poate cum putem să le abordăm între vârstnicii care stau în zona urbană și cei care stau în zona rurală, unde nu doar digitalizarea, dar și alte tipuri de informații și de resurse ajung mai greu. Da, e și cred că nu e doar cazul județului Prahova, până la urmă, dacă, dacă privim la rural, mai avem multe de făcut acolo până când să ajungem să ne punem internet ca să, ca să zic așa. Sau mai avem mult de intervenit în viața vârstnicului până când să îi dăm o tabletă ca să-și caute de unde poate să-și cumpere următoarea generație de pui de găină. Uh, lucrurile cred că trebuie făcute cumva treptat. A fost o digitalizare forțată în ultimii ani. Uh, pandemia ne-a ne impus acest lucru. Și Comisia Europeană. Și cu... <laughs> uh, e normal să, să fim digitali, sunt uh, total pentru uh, și cred că uh, digitalul aduce plus valoare vieții vârstnicilor dar trebuie adaptat. Cred că tot ce trebuie să facem trebuie, trebuie adaptat la viața rurală, la viața de, de, oraș care oraș de provincie. Uite, vedem chestia asta și mai vedem, cred că e o, sunt diferențe între orașele mari, între București, de exemplu, și orașe din Prahova. Noi lucrăm, de exemplu, la Ploiești, unde, din păcate, nu mai sunt atât de mulți tineri, în care în orașe în care tinerii au plecat să-și găsească o viață mai bună sau un job mai bun uh, și există foarte mulți vârstnici care au rămas în urmă, care au rămas singuri. Uh, ori, dacă vrei să faci digitalizare, uh, trebuie să o faci în mijlocul comunității. Cei care știu trebuie să învețe pe ceilalți uh, și uh, la plăiește unul dintre, dintre cazurile în care ne e mai greu să facem chestia asta. Adică, uh, uitându-ne chiar și la Media de vârstă a voluntarilor niciodată singur. Noi avem voluntari de undeva de la, nu știu, 8, 18 ani până la 75, cu un, un focus pe oamenii care au 35-45 de ani. Dar dacă ne uităm în orașele mai mici, vedem că acolo media de vârstă e mai mare. Adică chiar și voluntarii noștri sunt mai în vârstă, pentru că cei tineri au... Uh, au plecat. Cred că digitalizarea chiar și în rural, chiar și oriunde se face cu ajutorul comunității, trebuie să vină cineva să ți arate, să te învețe, să ți spună de ce trebuie să folosești unde e limita, care e pericolul și uh, consider că asta nu trebuie făcută, nu știu, de nicio autoritate publică locală, îți poate arăta nepotul, îți poate arăta fiul, îți poate arăta un vecin care, care are un pic de timp. Și, bineînțeles, trebuie să ne uităm și la piramida trebuințelor, că nu o să ne iau smartphone dacă mâine n-am ce mânca. Corect, corect. Chiar pentru că ai adus această discuție despre tineri, vroiam să te întreb disponibilitatea acestora să sprijine, nu, nu mă refer la voluntarii voștri care sunt foarte deschiși și clar fac asta cu drag, zic din poveștile pe care le aud ei și care ajung și la tine, ce, ce spun despre tinerii din jur, chiar din familie, despre vecini, cât sunt ei de deschiși să, să ajute, dar nu neapărat să-i ajute în sensul că voi face eu pentru tine, ci să-i ajute să-i și învețe, să dea mai departe ceea ce ei știu și lor le este mult mai ușor. Din păcate cred că avem probleme cu răbdarea ca popor. Mm. Nu cred că na, există cazuri și cazuri, dar în mod general avem probleme cu răbdarea și avem probleme cu răbdarea îndreptate către vârstnici. Un studiu făcut de noi la nivel național în 2021 ne spunea că unul din doi vârstnici, deci un procent peste 50% nu primesc sprijin sau nu nu au cui să-i ceară ajutor și mai mult decât atât erau cred că o treime dintre ei aveau un procent de interacțiune socială foarte scăzut adică vorbeau cu maxim două persoane într-o lună ceea ce înseamnă nu dori spungută la un supermarket, ci pur și simplu să-i spui ce ai pe suflet, să uh, porți o discuție cu el, să primești niște informații, să întrebi niște lucruri pe care nu le știi sau uh, pe care, de care nu ești foarte sigur. Sunt niște cifre enorme, uh, ceea ce care define singurătatea până la urmă, pentru că asta înseamnă uh, să nu fii singur, să știi că poți să pui mâna pe telefon și să sunt pe cineva la nevoie. Uh, am pierdut chestia asta. Tinerii s-au tot mutat, tinerii au plecat, tinerii nu au timp, e normal. Trăim într-o societate care ne, ne, ne mulge de energie mai mult de 8 ore pe zi și pur și simplu nu mai ai timp de lucrurile pe care le iubești cu adevărat, care contează pentru tine, pentru că familia va conta pentru fiecare dintre noi întotdeauna. Dar pur și simplu nu mai ai energie, nu mai ai timp. Dacă stai în alt oraș și îți vizitezi bunicii sau părinții, o faci de câteva ori pe an, din păcate. Așa că există o ruptură foarte mare și vârstnicii au rămas în urmă. Vârstnicii, chiar dacă și-ar dori, poate să schimbe două vorbe, n-au cu cine. Ori, dacă începem cu asta și mai punem și lipsa de răbdare a, a noastră ca, ca popor, o să vedem că opțiunile în viața lor sunt destul de puține până la urmă. Chiar dacă și-ar dori să, nu știu, țină legătura cu nepoții pe FaceTime și să se vadă din când în când dacă ei sunt plecați în altă țară până a ajunge la device-ul ăla, la a ști cum să-l folosească, și la a plăti internetul a plăti toate cele, sunt niște pași pe care noi avem, din păcate. Uh, cumva. Um... Această lipsă de timp are în spate probabil și o lipsă de empatie sau o lipsă de educație în a fi lângă celălalt, de, nu știu, un individualism ușor exacerbat. Nu, nu, nu vreau să intrăm neapărat în filozofii, dar încercăm să ajungem la niște soluții pe care putem să le găsim și în comunitate și din partea autorităților, sau dacă nu din partea autorităților, măcar niște programe pe care ar putea să le facă să aducă comunitatea mai aproape ceea ce facem la niciodată singur și asta e cumva lege pentru toți colegii mei să nu judecăm. Fiecare situație are povestea ei, fiecare situație de familie sau de conjunctură e diferită, nu știi ce e acolo, nu știi dacă poți fi orice, dar privind, nu știu, la nivel de comunitate, să spunem, uite, probabil ai crescut într-un bloc da, și într-o curte în primă fază și, dar, dar după aceea într un... într-un bloc să în primii când ani eram noi mici și părinții noștri plimbau o cană cu zahăr prin bloc sau una de făină da, ca ne să plimbau chiar și pe noi, că vecinii chiar se ajutau acum eu am copii mici și nu dacă nu sunt din familie, nu ia nimeni exact. stăteam pe la vecini copiii vecinilor pe la noi, era chiar frumos că am rămas după aceea foarte bun prieten deci... nu mai există da, chestia nu mai asta există. nu mai există, poate mai există într-unele sate să te știi cu vecinii Cinii să te mai ajute, să-ți iau o pâine și nu e doar pentru bătrânii, la orice vârstă. Noi, ca tineri, poate avem o urgență într-o zi și ne-ar fi foarte comod să sunăm la ușa apartamentului de lângă, dar nu o să o facem, că nu avem o relație cu oamenii aceia. Am pierdut comunitatea, din păcate, și am pierdut microcomunitatea, am pierdut, nu știu, unchiul care știm că ne aducea nu știu ce și... Uh, nu ne mai aduce acum. Trăim destul de pe părticica noastră, pe feliuța noastră. Nu spun că suntem mai răi sau mai buni. Pur și simplu nu acum mai avem este asta în viața model. noastră. Este, este un pic diferit. Este, este diferit, poate avem alte priorități, poate timpul trece altfel acum față de cum treceau acum 20 de ani, poate opțiunile sunt mult mai multe față decât de cum erau acum 20 de ani, poate răbdarea noastră s-a micșorat. Cred că e nevoie de, de o echipă armată de sociologi să, să studieze cum ne-am schimbat ca oameni, dar în momentul de față, cei care au de suferit de pe urma acestui lucru sunt vârstnici, care stau în spatele unui unei uși de apartament, sau în spatele unei curți și nu știe nimeni. Uh, da, și această parte de digitalizare poate totuși să le mai umple cumva un Exact, au acces la uh, o excursie, au acces la diverse programe chiar pentru dânsi, au uh, au, acces au la un film, la deci ceva, de că noi da. dăm drumul la platformele de streaming când au ceva acasă. Asta e dacă nu se mai întâmplă chestia asta. Exact, și au uh, doar televizorul cu programele o, ce -o lui o o, da, ce o fi, uh, ce o fi acolo, dar e clar că trebuie să găsim soluții și pentru ei, trebuie să implicăm și să vedem cum, cum putem să facem asta și prin, și prin autorități, mai ales cele locale și chiar și cele centrale. Nu știu, o soluție ar putea fi un program la nivel național? Ce... Există, există țări precum Marea Britanie sau Noua Zeelandă care au departamente de stat care se ocupă de singurătate la orice vârstă și singurătatea, la urmă, singurătatea înseamnă că viața pe care ți-o imaginezi tu, în ceea ce privește relațiile tale sociale, nu se întâmplă. Adică m-aș simți foarte confortabil să am cinci prieteni, am doar unul și mă simt singur. Aia e singurătatea. Dar, în același timp, există foarte multe studii care arată că singurătatea înseamnă Depresie imediat, înseamnă bol cardiovasculare, e mai nocivă decât dacă ai fuma mai mult de un pachet de țigări pe zi. Asta înseamnă că va umple sistemul medical, asta înseamnă că va umple sistemul social și oamenii ăștia din, din alte țări s-au, mai bine, facem programe care să uh, prevină toate aceste efecte negative ale singurătății. Programele astea sunt, sunt uh, strategii care se implementează la nivel de comunitate care înseamnă de la uh, linii telefonice de suport, la centre comunitare în care oamenii ăștia vin, la uh, grupuri sociale care se formează și uh, sunt facilitate de niște specialiști și apoi ele sunt lăsate să, să crească după ce uh, cineva a lucrat cu acești oameni, uh, care înseamnă sprijin psihologic. Uh, sunt lucruri, decizii care se iau la nivel național, sunt niște strategii, dar MUSAI, ele trebuie implementate la nivel cât mai micro. Pentru că suntem oameni și ne bazăm pe cei din, din jurul nostru. Și cumva asta face și organizația la care lucrez, niciodată singur, care fix asta face. Merge în comunități și adună oameni care au nevoie de companie, care au nevoie de ajutor, care își doresc să, să nu mai fie singuri și oameni care sunt dispuși să ofere din timpul lor pentru a fi împreună cu, cu acești vârstnici. E o chestie foarte simplă, dacă stai să te gândești. Pur și simplu găsim oameni din aceeași comunitate care își doresc să fie împreună. Dar ajută mult. Ajută și pe partea de educație digitală și chiar vreau să te întreb dacă crezi că ar ajuta cumva și dimensiunea de cetățenie activă. Dacă crezi că odată ce ies de după, după acea ușă a apartamentului, au, poate li se deschide și un apetit către a fi mai implicați în comunitate într-un mod constructiv. Pentru vârstnici, da. Și uh, ceea ce vedem uh, și întrebarea pe care o primim destul de des e, dar voluntarul ăsta care vine la mine, cine îl plătește pe el? El nu nu-l plătește, el vrea să o ofere timp. Dar cum, așa, disinteresat de el, ce câștigă din chestia asta? Și cumva văd foarte aproape de ei ce înseamnă să fii implicat civic, pentru că au în față da. un om care asta face, se implică civic și ea din timpul lor, pe care lui pe care l-ar putea petrece cu familia sau făcând orice altceva, și îl dăruiește unui om care are nevoie. Este o implicare civică. Și fiind expuși la astfel de, de, exemple în imediată apropiere, și ei devin mult mai aware de tot ce înseamnă implicarea civică. Și mai departe, nu puțin au fost cazurile când au zis, da uite, am găsit o doamnă astăzi care chiar părea și ea care are nevoie de ajutor și eu am condus-o să vină la voi. E tot o, e un fel de implicare pentru că a rezolvat problema unui om. Și uh, vedem că își doresc să se implice din ce în ce mai mult și vedem că uh, nu numai în programele de digitalizare, dar în toate programele noastre, dacă care? ei înțeleg mai bine un lucru, dacă ei știu să folosească tableta și lângă ei e un, un vârsnic care nu știe, se duc și la ajut. Ceea ce e bine pentru că avem această sămânță de bine care crește de la om la om și uh, până la urmă așa se face schimbarea. Civismul atrage cumva. Exact. Civism de, de mai multe feluri. Da, nu trebuie... că vezi că nu mușcă, adică vezi că <laughs> nu mușcă, vezi că se simte bine dacă îl faci, vezi că lumea e fericită în jurul tău, ai și tu o satisfacție când ajungi acasă și toată filozofia noastră pentru că cred că și asta ține de modul în care se întâmplă lucrurile, lucrurile e că noi nu vedem vârstnicul ca pe un primitor de servicii. Să zicem, vai săracul, luați-o sacoșă, acum viața noastră e mai fericită. Nu, noi luăm vârstnicul și îl punem în mijlocul activității, vedem care sunt resursele pe care el poate să le ofere, nu știu, însemnând timp, însemnând pricepere, însemnând sfaturi pe care le poate da mai departe și lucrăm cu ele și îi dăm această încredere în sine Că e un membru valid al societății. Nu e un cineva merge în mânghi pe crește și zici vai săracul. Nu, e taflă un pic, așa, arătăm că mă. Ești încă un om în toată firea, ești valid, ești minunat, poți să dai mai departe, Mare, poți să, să faci o faci grămadă lucruri. de da. lucruri. Da. Exact, chiar îmi amintește de un, un exemplu de la noi dintr-un proiect în care am avut eu, lucrăm cu mai multe școli. Și într-unul dintre județe tocmai am, am avut voluntar o doamnă pensionată și foarte, foarte implicată. S-a dus în școli, a văzut care este situația, proiectul nostru este pe, pentru adolescente, uh -huh. fost pentru ele au fost grupul nostru țintă. Și uh, unul dintre cele mai cei mai implicați voluntari a fost o doamnă profesoară care a avut această oportunitate și s-a dus și a pus pe... Uh, uh, a pus pe masă problemele fetelor foarte, foarte implicate și mi s-a părut extraordinar. Este și, uite, noi la centru avem un centru de socializare în București. Avem o doamnă care a fost bibliotecar și a venit la noi și a zis: Eu vreau să fiu utilă, așa că am reușit să strângem cărți pentru o bibliotecă pe care o să o deschidem la centru și dânsa este acum cea care se ocupă de cărțile de la centru, ne-a spus neapărat să-i cumpărăm un software cu care a lucrat mm -hmm. ea ca să inventarieze și să ocupe de lucruri și practic asta face, împrumută cărți celorlalți vârstnici și și-a găsit utilitatea în, în comunitate, ceea ce e fantastic. Țin minte că pe pandemie când am început să digitalizăm o parte dintre vârstnici, era o doamnă care se pricepea și-au umblat în tot sectorul, din casă în casă în București, să le mai arate celor alte doamne cum să folosească tehnologia. Astfel de povești sunt Dar foarte e. frumoase, bune, practici și ar trebui să fie date mai departe, Dar cred că exemplu. la orice vârstă ne dorim asta. Nu ne dorim să vină cineva și să zică, vai săracul, ne dorim să zice, băi, poți să faci o chestie. În această victimizare, da. Exact și uh, vedem mult asta în lucru cu vârstnicii, vedem mult în, și în abordarea uh, care vine de la, de la autorități și în abordarea care vine de multe ori de la, de la organizații victimizarea inutilă este o victimizare și pun vârstnicul undeva acolo, nu poate să mai facă nimic s-a terminat, noi ducem o este masă caldă și aia un asistat social ori Serios, nu? Adică, hai să ne uităm la, nu știu, șef de state care au și de ani. Exact. Cadrele didactice la exact. universități care continuă și. și care fac o treabă extraordinară. Ca să nu mai spunem, maestrii teatrului care <laughs> încă joacă cu da. caza închisă și Peste tot așa. 60. Exact, exact. Și există foarte multe țări în care au apărut în comunitate joburi pentru vârstnici. Există. Uh, un mare lanț de cafenele care e și la noi, are în Mexic, de exemplu, o zi pe săptămână în care tot stafful este pensionar. Și vin și lucrează acolo, e plătit uh, și uh, se bucură din nou de, de, de treabă. Acum uh, o să începem o, uh, un parteneriat, de exemplu, în București cu Muzeul Hărților, în care ne dorim să-i facem pe vârstnicii noștri ghizi, pentru alți vârstnici în cadrul muzeului. Ce frumos! Ce pentru frumos. că au multe de spus și viața nu se oprește la... Și au multe povești. Corect! Multe povești înțelepte și o abordare cumva diferită de a noastră care avem senzația că democrația, că cetățenia activă, că drepturile toate sunt un dat, nimeni nu a ni luptat pentru ele, exact. nu se cuvine, nu vine cu niciun pachet de responsabilități și... Uh, uh, Așa, asta merităm pentru că suntem noi. Da, și gândește Cine că poveștile astea, gândește că avem în față ultima generație care a supraviețuit unui război mondial. Corect. Corect. Și, ei, a, și abordarea lor a războiului este cumva diferită și de a noastră. Niște... Și nu... am, am avut și avem asta la niciodată singur. Avem bucuria asta de, de a-i asculta și de a, a gândi tot felul de, de activități și proiecte în jurul lor și am participat așa într-o săptămână anul trecut la un la o expoziție despre viața pe malul Dâmpoviței mă și vreau să zic că am dat o strigare așa printre beneficiari și în două secunde a apărut arhitectul metroului Izvor, un domn care a deschis magazinul Unirea adică <fie> și niște oameni pe care dacă îi vezi vin la noi la centru și participă la activități și și când pui o întrebare asta, vezi ce valoare ai acolo și ce lucruri interesante a pus să aflăm de la ei, îți dai că nu în fiecare zi vorbești cu cineva care a fost arhitect la o stație de metrou. Corect, corect. E acea zicală, cine nu are un bătrân să-și cumpere. Să-și cumpere sau să deschidă ochii, că sigur găsești în jurul tău un, un, om care, de la care poți să afli niște lucruri valoroase și Acum e momentul, că vorbim de tehnologie, cred că acum e momentul să ne dăm seama că și noi putem învăța pe ei niște lucruri la fel de valoroase. Și da, și este... Și e un și, uimin, și da. această prăpastie pe care tot o numim acest gap între da. generații, nu o să mai fie atât de proeminent și atât de fabulos da, și... și se pare că... Din experiența noastră, gapul ăsta între generații dispare după al doilea minut de conversație. Când niște oameni ăștia... Nu știu, au iubit la viața lor. Au avut uh, întâlniri romantice. Au au mers la chefuri, au făcut concedii adică sunt niște chestii cu care putem să relaționăm au citit niște cărți, au văzut niște filme și uneori cred că au abordat viața cu puțin mai multă bucurie decât o abordăm noi care avem foarte multe lucruri la dispoziție cu siguranță. Asta, asta, dar asta cu siguranță. este altă discuție a generației noastre și da. a ce urmează deci nu, nu intrăm în, în astfel de detalii um, Vroiam să te mai întreb pe partea aceasta de comunitate, pentru că am discutat foarte mult și trebuie cumva să, să implicăm și, și autoritățile, că asta este. Ce, ce crezi că ar trebui ei să facă? Nu știu, să aloce mai multe fonduri, mai multă atenție, mai multă. Din ce înțeleg eu, nu știu dacă neapărat să fie mai conștiente de cât de important este și pentru un vârstnic să fie prins în tot acest angrenaj, și cu digitalizare, și cu toate schimbările. Poate, un... nu, nu cred că este neapărat vorba de respect, din ce, din ce înțeleg, dar un, poate un pic mai mult uh, uh, conștientizare. Conștientizare a importanței pentru acești oameni? Mă refer așa din perspectiva autorităților, cât ne apropiem așa de final și să, să le dăm și lor un, un food for thoughts, să zic așa. Cu siguranță autoritățile au foarte multe lucruri de rezolvat pe toate domeniile și trebuie să înceapă de undeva. Ceea ce există în moment în țara, pentru moment în țara asta pentru vârznici, Merg către niște chestii care dor, nu știu, îngrijiri la domiciliu, centre rezidențiale, medicamente compensate, pensii. Sunt niște chestii care stau la baza, nu știu, sistemului special creat pentru vârsta a treia. Dar, dincolo de asta, trebuie să ne gândim și și ei trebuie, trebuie să, să înceapă și să mai urci un pic în, în piramida nevoilor persoanelor vârstnice la tot ce înseamnă accesibilitatea acestor oameni și tot ce înseamnă zona de uh, frumusețe a vieții, nu știu, de well-being al persoanelor vârstnice. Pentru că nu vedem. Pentru că, din păcate, poate există niște, nu știu, bilete cum, la jumătate de preț la teatru sau poate există un abonament gratuit pe liniile de transport. Dar dacă stăm să ne uităm în afară, există sute de servicii pentru vârstnici care sunt încurajate de către stat. Multe dintre ele fiind private, dar în acel același timp da. sunt încurajate. Poate uh, cu sau Exact. Pentru ca acești vârstnici să poată duce o viață independentă în comunitate, pentru că ăsta e scopul până la urmă. Scopul nu este să umplem țara de azile. Și scopul este să îi ținem pe oamenii ăștia activi. Uite de exemplu o chestie cu care noi ne confruntăm față de colegii noștri din străinătate, este acest concept de residential living, care în România nu există. În România există cămin de bătrâni. Atât. Căminul de bătrâni, în forma lui și cea mai luxoasă și privată, este un spital. Este un loc în care omul se duce acolo că nu mai poate să mai locuiască singur și e îngrijit accordingly. Această zonă de, de trai autonom să zicem, dar totodată asistat de, de centre rezidențiale. Înseamnă altceva în străinătate, înseamnă aceste cartiere drăguțe în care mai există niște asistenți sociali sau medicali care te mai ajută din când în când, dar vârstnicii ăștia încă trăiesc independent, încă au un magazin așa acolo de unde să-și facă cumpărături, au opțiuni de petrecere a timpului liber, ei trăiesc. Sub supraveghere, bineînțeles, în funcție de. Există, de exemplu, și pentru demență. Orașe întregi construite pentru, pentru vârstnicii care se confruntă cu probleme din zona demență, Alzheimer și așa mai departe, dar care ei, în continuare, au o viață independentă, au o viață normală. Merg, au o cafenea, au o bibliotecă, au. Mai avem mult până acolo pe, pe vârstnici și autoritățile mai au mult. E clar că problemele trebuie rezolvate pas cu pas, dar trebuie să, să ne pregătim și trebuie să ne gândim de pe acum la, la anii de bătrânețe care vor urma, cum ne dorim să fie până la urmă. Adică, ce îmi doresc să ies la pensie și să stau acasă? Nu. Poate îmi doresc să fiu un cetățean activ în continuare, poate îmi doresc să fac voluntariat, poate îmi doresc să ies la cafea într-un loc în fiecare zi, dar să fie susținut cumva pentru bugetul meu. Poate n-am 10 lei să dau pe o cafea, dar poate am 3 lei să dau pe o cafea și să mă văd cu prietenii mei în continuare acolo. Bun, hai să vedem ce putem face. E, e o treabă care trebuie privită cu empatie, până la urmă trebuie privită fără să ne gândim la vârstnic în general ca o categorie vulnerabilă. Nu trebuie să-i dăm puterea acestui vârstnic să, să trăiască independent, și să, să fie parte din comunitate și dincolo de problema statului, e și problema noastră ca, ca și comunitate. Trebuie să ne pese până la urmă. Că vârstnici vor fi mereu, sunt din ce în ce mai mulți, am văzut statisticile. Statisticile, da, arată clar uh, că da. este o îmbătrânire activă, nu doar la nivelul României, încă la nivelul României nu e atât de accelerată, ci și la nivelul întregii Europe. Exact. Și motivele sunt multiple, și, nu? Dar. Și trebuie se și, exact, trebuie să ne pese de ceilalți, dar în același timp să ne uităm și la viața noastră și să ne pregătim un pic pentru bătrânețe. Pentru că, uite, de exemplu, există o discrepanță foarte mare din ziua în care ești la pensie. Tu te trezești ca om activ, mm. că brusc nu mai ai nimic de făcut. Și nu știi că poți să voluntariezi pentru o cauză. De exemplu, că nu ți-a spus nimeni și poate nu ai fost cel mai conectat om să vezi că să-ți pregătești chestia asta. Sau poți să îți, îți găsești un job care e adaptat timpului tău, sau poți să lucrezi doar două. Se pot face atât de multe lucruri, dar trebuie să ne întâlnim undeva din intenția personală, comunitatea și tot ce înseamnă autoritate. Mulțumesc mult, tot! Proiectul Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru Cetățenia Activă este implementat de Asociația Gohead și cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capacitate administrativă 2014-2020. Acest podcast este posibil cu finanțare dintr-un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capacitate administrativă 2014-2020.